Județul Suceava nu are încă pachete turistice pe care agențiile de turism și tur operatorii le pot prelua pentru a le include în oferta lor. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a spus că târgul de turism al Bucovinei, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, nu a fost unul de contractare, ci unul pentru cunoașterea județului Suceava de către reprezentanții agențiilor de turism și tur operatorilor. El a subliniat că în momentul de față nu se poate organiza un târg destinat exclusiv contractării din cauza lipsei unor pachete turistice specifice. Nu a fost un târg de contractare, ne dorim să facem și un astfel de lucru, a fost un târg de dezvoltare a unor posibile colaborări, un târg de descoperire. Aceste agenții care au fost în Suceava sau oamenii care au participat la Suceava, mulți dintre ei erau pentru prima oară în Suceava, au fost și oameni care au mai vizitat Suceava în trecut și care au rămas impresionați de modul în care totuși ne-am dezvoltat în această perioadă. Însă un târg destinat doar contractării nu avem încă posibilitatea să facem datorită unui aspect destul de simplu, lipsa pachetelor turistice. Asta va trebui să fie o preocupare și a noastră, chiar dacă inițiativa ar trebui să vină mai degrabă din partea zonei private. Lipsa unor pachete de turism specifice pentru Bucovina, care să însemne un tur itinerant, ședere în mai multe locații hoteliere sau de tip pensiuni, dar și cu vizitare de obiective, nu avem acest instrument deocamdată. Nechifor a arătat că în prezent operatorii de turism din județul Suceava au o abordare individuală, însă este important ca pe viitor să colaboreze pentru conceperea unor pachete turistice comune. De fapt, discuția a fost în același sens și cu ministrul Bărhălescu, ministrul turismului, secretarul de la turism, care ne-a sugerat să facem câteva pachete care să fie promovate chiar și prin ministerului și în felul ăsta să putem să integrăm Suceava ca un element de legătură pentru cei care vin în București, dar care vor să vadă și zona de Transilvania și care ar putea să vină ca o buclă prin nordul țării în Bucovina, în drum spre casă sau undeva într-o etapă intermediară. Asta înseamnă să existe pachete turistice de circa 2, 3, 4, 5, 7 zile. Au remarcat toți participanții la Infotrip că avem o ofertă extrem de consistentă. Aseară când i-am regăsit după două zile, erau destul de obosiți după foarte multe vizite, după Salina Cacica, după Muzeul Irimescu, după Vatra Dornei, după Câmpul Lung Moldovenesc, Humor, Mănăstiri, și practic asta a fost și sugestia lor, să încercăm să ofertăm din punct de vedere al industriei turistice pachetele pentru turiștii care vor să vină într-adevăr să vadă Bucovina.